Un ucrainean căutat pe Interpol, reținut anterior pe aeroportul din Chișinău, a fost extradat autorităților de la Kiev. Operațiunea de extradare a avut loc în data de 14 noiembrie în punctul de trecere Tudora Starokazacie. O echipă de polițiști din Ucraina a venit la frontieră pentru a-l prelua pe suspect, reținut anterior de autoritățile de la noi. Potrivit polițiștilor de frontieră, tânărul de 25 de ani era căutat în Ucraina de mai bine de 4 ani pentru tortură, violență, dar și alte infracțiuni. La începutul lunii octombrie, acesta a fost reținut pe aeroportul internațional Chișinău după ce ar fi aterizat din Istanbul. Atunci, acesta a fost plasat în penitenciarul 13 din Chișinău. Ulterior, în data de 30 octombrie, magistrații de la judecătorie Chișinău au admis demersul de extradare a tânărului din Republica Moldova în Ucraina pentru ca acesta să-și spășească pedapsa pentru infracțiunile comise anterior. Acum tânărul a fost predat autorităților de la Kiev, iar judecătorii în gestiunea cărora se află dosarele penale ale suspectului vor lua o hotărâre legală în acest sens.